La ședință participă un număr de 13 consilieri, dar cum vreți, amânăm o oră și nu știu. La tine, mă, prezenți 13 consilieri dintr-un total de 15. Domnul consilier Gureanu Adrian este absent motivat, este plecat din zonă de țară. Iar domnul Zahorneanu, da, s-a prezentat la ședință. A lăsat votul său pentru, la domnul președinte de ședință, care urmează să alege domnul Claudiu Chinescu. Și s-a prezentat și la președintele Comisiei de Specialitate, la domnul Rugu, unde erau la cunoștință de toate documentele și au votat pentru. Întâlție domnul viceprimar, domnul Ichim Florin, este la Bacău, la o ședință, la... Este la instruire pe situația de urgență. O săptămână. Toată săptămâna asta a fost, astăzi, ultima zi, în care se dă și o testare. Deci trebuie neapărat să participe la testare. Am vorbit cu el, cred că a plecat deja în Bacău. Siguranța ajunge. Da, deocamdată suntem trei. Poate eu știu până la discuții. El a discutat cu membrii din ședință, este pentru comisie, este președintele Comisiei pentru Buget Finanță, s-a discutat. Are cunoștință de... La comisia, domnul secretar la comisie, este, da, sau, da, așa. Conform înțelegerea întrebării, în ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Ines Claudiu. Cine este pentru că domnul președinte, da. Dragi consilieri, mulțumesc pentru încrederea acordată. Pun întrebarea dacă sunt discuții legate de ședința de luna trecută. Ce sunt procedurile legate de la ședința trecută? Nu sunt probleme. Da, da, eu sunt. Avem. Da, domnul Giu Dănescu. Da. Deci procesul de luat ședința trecută, nu să scrie tot ce se spune. Eu am spus eu că se numi bandul la șarpantă, nu văd ce scrie aici, că nu sunt de acord. Nu, l-am spus clar. Lângă proiectul PNL, pe lângă proiectul PNL2, care vine acum, am spus că putem să facem și alte proiecte. Nu știu cum că nu sunt de acord după aceea. Nu, secretar, eu știu ce spun. Puteam să facem, am înțeles, nu se poate face un proiect cu ea. Nu se poate. De ce asta am spus eu? Să facem bani. Exact. Am spus. Eu sunt, am zis pe lângă proiectele PNL2, care sunt depuse două proiecte, când am aprobat ședința trecută, pentru drumul și șarpantă. Am spus pe lângă ele, nu puteam să mai facem prin PNL încă un proiect pentru șarpantă și centru civic. Vă rog, vă să fiți clar. Nu reușesc să scriu ceea ce spuneți. Spuneți. Repetați exact. Deci au fost aprobate două proiecte. Șarpanta și în măsura pe care vreți să facem un alt proiect pentru centru civic. De cum să luăm bani de acolo? Ne-am adus aminte. Ai văzut cum îi găsești aminte? Ne-am adus aminte exact cum a spus și noi. Cam asta a văzut. Asta am spus. Am zis că punem un alt proiect. Deci dânsul a spus că dacă pe lângă drumul de astea și șarpantă, nu ar mai putea să se mai depune. Încă un proiect. Deci domnul Sorugiu, consilier Sorugiu Dan, el întreabă de ce sunt trecute numai cu
demoliție în acest proiect. Asta e, da. Trebuie să facem ceva și pentru centru civic al comunei. De ce facem șarpată la școală? Dar nu știu de ce facem șarpată la școală. Ne ocupăm de aliene de satul de deschise din nou șantierele la care
continuă acest proiect de modernizare a Patrimoniului Cultural. Noi, în ceea ce privește administrația publică locală, am demarat o serie de lucrări pe drumurile comunale, de reabilitare, de îngrijire, de utilaje de dotare. Nu am încheiat contracte noi, în funcție de bugetul pe care astăzi îl vom vota, vom începe și alte lucrări la nivelul bănuților care au venit în buget. Tot în cursul acestei luni am avut deosebită plăcere de a participa și de a reprezenta Comuna Livez în Parlamentul European, la invitația Asociației Comunilor din România și a parlamentarilor europeni, în special a domnului europarlamentar Victor Negrescu și a doamnei europarlamentar Viorica Dăncilă, unde o delegație din județul Bacău, compusă de 7 primari, alături de alți primari din județele Neamț, Brăila și Mehedinți, am participat pentru anumite dezbatere în Parlamentul European. Dezbatere care, zic eu, au fost constructive și cred că ar trebui să onoreze comunitatea din Neamț. Și faptul că am fost unul din primarii sau comuna care a fost selectată pentru a participa la aceste dezbateri, alături de Comuna Berești-Azlău, Strugari, Valea Seacă, deputatul Claudiu Ilișanu și un alt reprezentant al directorului ARD Bacău. Acolo s-au discutat probleme în special de accesarea fondurilor europene, probleme de coeziune, probleme de politică europeană și așa mai departe. Am avut discuții inclusiv cu doamna Corina Crețu, comisar european, care este direct pe fonduri structurale. Din păcate, am sesizat așa și un gust amar al doamnei comisar, datorită faptului că dă bani la România, mai puțin la România. Și suntem țara care în ultimii 2 ani de zile nu prea am mai atras fondurile europene. Bineînțeles, noi primarii ne-am exprimat și noi punctele de vedere și motivele pentru care fondurile europene nu prea mai sunt atrase și aici va trebui Parlamentul României și toți factorii de decizii din țara asta să găsească soluții. În primul rând, birocrația foarte mare, în care ne confruntăm nu numai noi, administrații publice, ci și persoane fizice și juridice care doresc să depună un proiect de fonduri europene pentru accesarea fondurilor europene. S-a obținut o promisiune din partea Guvernului și a Parlamentului României că în următoarea perioadă vor simplifica modalitatea de accesare a fondurilor europene, adică și explicându-ne comisarii europeni că nu este un mofta lor și nu ei solicită lucrul ăsta. E o birocrație românească, tipic românească. Exact chiar așa se exprima, suntem la o echipă de fotbal care are grup de atac și fundaș și nu avem centru. Adică nu e o legătură între factorii de decizii din România și cei din afară. Una spun cei de afară și nu cer, noi facem, ei spun, domnule, vin cu devizi de lucrări, cu facturi și cu situații de lucrări semnate, de decizii satele, asumate de specialiști și noi facem dosare de 600 de pagini și punem să semnăm că stă cineva să ne citească. Nu stă nimeni să ne citească. Stă nimeni. Ele vor fi aruncate acolo. Interesează finalul, lucrarea, dacă este făcut. Dar noi avem zeci de firme, nu avem o legislație clară privind achiziții publice, să semnezi un contract, după aia îl pui la licitație, firmele se bat cap în cap, 2-3 ani de zile până când așa, dar oamenii, din instanță, oamenii se retrag, fondurile cu mulți fără de oameni. De asta așa se discuta la o seară, dacă a fost atenție la televizor din Europa, cu 2000 de zile. Adică sunt state din cele 27 de state care au rămas în totul ușor, aplicat una, care nu vor să meargă cu frâna de mână, cum vrem noi. Din păcate, noi vrem cu frâna de mână, că așa ne place, că așa se termină. Ioane, fie de exemplu, au o legislație care în 3 luni de zile, orice proces a intrat în instanță,
stăm. Sunt exemplu din țara asta și cu 6 ani de zile care se judecă. O cauză. O cauză, nu, în instanțe și așa să pierd fondul. Sperăm că vocea noastră se va face auzită. Mai e și problema că nu mai semnează niciun primar sau nicio autoritate. Și nu neapărat din cauza DNA-ului, putem să fim mai să vedem alte magistrați, în loc să face niște lucruri constructive, deci face plânge penal sau învăță la magistrat cu plânge penal. Ceea ce nu. Dar astea sunt la discuție. Da, într-un tot general așa a fost o experiență deosebită și mi-aș dori ca să avem posibilitatea fiecare dintre noi de aici sau, nu știu, poate de echipă completă, să avem posibilitatea deodată să vizităm capitala europeană și Parlamentul european. Ultimele când ați apărut. Da? Da. Am rămas surprins când am văzut foarte mulți români angajați în Parlamentul european, foarte mulți oameni competenți și faptul că noi românii nu suntem tratați așa cum credem noi că suntem tratați, adică să uite cineva cum am avea păduchi tot timpul. Nu. Suntem egal cu toți. Român, german, francez, deci nimeni acolo nu face discriminare. Deci este un exemplu că se poate și altfel. Eu asta am constatat. A, că bineînțeles, noi românii ne cunoaștem dintre toți ceilalți. Aici este o altă situație, adică o delegație de 80 de primari, să mai găsea că nu o să mai fac câte o prostie. Va să apese pe unul doar la o scară cu lantă, să plecăm în cap toți, să uite, i-a schimbat obrazul de acolo. Adică sunt niște lucruri care te cunoști. Sau, de exemplu, un lift în care începeau 13 persoane cu 600 de kg, ne-am suit 4-5 primari români și nu mai urca liftul. Da, adică să ne spun de asta. Deci nu sunt fărul europene. Deci, ceilalți străini stăteau toți cu câte o chestie în mână și studia. Noi, exact ca... nimiram din păreți. Da, mai avem multe de învățat. Asta. Da, trecem la lucruri mai serioase. După această vizită, altă ieri am fost la București, unde cred că am pus bazele definitive, dacă aș putea să spun așa, în ceea ce privește aceste două proiecte care le-am depus la Ministerul Dezvoltării. Am avut întâlnire cu doamna ministru Sevil Saideh, unde am dus niște clarificări la aceste proiecte pe care le-am depus. În proporție de 99% vom semna contract de finanțare, deci vom mai avea încă două proiecte importante care se vor derula în următorii un an, doi, adică șarpanta de la Nives și asfaltarea încă aproximativ 5 km. Am discutat chiar despre schimbarea, cum am avut noi discuții în ședința de data trecută, a unor unițe, să putem să prelungim alte capete de domnul, scoțând de acolo ceea ce credem noi că nu este prioritate. Adică există posibilitatea asta, noi prindem la nivel general kilometri și după aceea împărțim în teren la proiectul tehnic cum vom crede noi de rămâne de cuvință. Cam asta e ceea ce, ce s-a petrecut în ultima perioadă, de la ultima ședință și până, și până astăzi. Astăzi doresc să avem o ședință constructivă, a plecat asupra problemelor pe care le ridică un proiect de buget pe anul curs. Sper eu cu un final, cu un final fericit. Da, mulțumesc. Da, trebuie să vreau. Începem cu primul proiect. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local prin Livezi de Tlacu pe anul 2007. Da. Proiectul de buget al anului pe anul 2017, pe lângă ceea ce ați luat la cunoștință din asta ceva, eu aș mai completa. Este un proiect de buget care să asigure funcționarea, dacă aș putea să spune, a unității administrative teritoriale și a celorlalte instituții aflate în subordine. Mă refer aici în special școala, pentru că discutăm și despre bugetul școlii. Nu este un proiect care să permită, sau eu știu, la care să vorbim despre
investiții extraordinare în, în acest an, dar care un buget care să asigure, după cum vă spuneam, continuarea și finalizarea unor proiecte începute, mă refer aici la proiectul de, de asfaltare, finanțat prin PNDL Volume, mai avem o cotă de cofinanțare și plata dirigintelor șantier și alte, și alte proiecte la care lucrăm, finalizarea SRS-ul și așa mai departe. Dacă ați văzut până la capăt, suma din excedentul, suma din excedentul bugetar de 299.000 de lei, aproape 3 miliarde. Deocamdată nu i-am alocat în acest buget. Ei rămân la dispoziția Consiliului Local pentru viitoare rectificări. Și ați văzut aici că se va utiliza pentru investiții. În cazul în care ne gândim cu toții, eu am în plan niște proiecte, dar deocamdată nu le-am, nu le-am pregătit și nu vreau să ne hazardăm așa ca să blocăm bani într-o anumită zonă și după aia să fie mai greu să rectificăm de acolo. Deci, poate va mai fi o rectificare, iar împreună cu acest bănuț să ne gândim la un proiect, nu știu, fie chiar să demarăm ceea ce am discutat noi în ședințele din data trecută, cu modernizarea centrului civic, cu alei și cu ce ar trebui aici la nivel. Sau, eu știu, vedem ce porțiuni de drum acoperim cu PNDL 2 și ne rămâne o bucată de drum pe care ne gândim să o facem din surse proprii. Discutam mai de urmă cu chiar și dumneavoastră și cu domnul fost viceprimar, nu știu, să ne gândim la, la un drum pe care să-l betonăm sau să facem ceva din fondul proprii. Cu 3-4 miliarde am putea chiar un kilometru de asfalt să facem. Dar să ne gândim în acele zone unde nu sunt atinse de PNDL. Sau construirea unui pod undeva unde e nevoie. Este unde toți, la pod, vedeți, undeva unde e nevoie. Asta putem să o discutăm împreună. Am lăsat acești bani deocamdată neatinși, cu intenția ca în perioada următoare să-i... Sau, există și o problemă, spune aici, pentru acoperirea golurilor de casă. Adică, posibil că am problemă, pentru că acest buget este un, o prognoză. Acești bani din buget trebuie să-i primim sau trebuie să-i încasăm. Pentru că noi nu îi avem, nu există niciun bani. Se poate... Sunt situații când s-au mai și întârziat. De exemplu, mai de dat salariile la sfârșit de lună și nu s-au virat pe daurile sau echipare. Poți să te folosești de excedentul bugetar, să iei de acolo bani, că ăștia banii iau de margine. Acoperi golul de casă, cum ne-a zis, că urmă cam la urmă să se duce înapoi în... Domnul primar, ar fi bine să luăm în considerație unde ai de la Poiana, pentru că dacă tot ziceți că putem ceva pe acolo. Aia ar trebui, domnule. Să mergem cu un proiect de investiții. Cum zice cu aia? Un proiect de investiții clar, care să, părerea mea, să aibă un impact asupra comunității. Acum, nu că nu ar fi important, este foarte important. Și aceea, dar nu știu, trebuie să vedem. Nu cred că putem, totuși, o punde modernă, acum să o faci în banii ăștia, nu știu. Nu, dar discutați și noi campania electorală cu mijloc de... Da, discutați și noi, discutați și alții. Dar foarte ușor, adică eu am dat un exemplu atunci, foarte, să achiziționăm niște vagoane de astea de camioane, în care dar ei se punte mai ceva ca cum face ăștia proiect. Nu, vă spun. Nu, eu înțeleg, dar investiții înseamnă cu proiect. Nu știu dacă un proiectant îți acceptă șaseul de... Proiectantul lucrează cu proiectantul. Da, da, și șaseul are câte doar șaseul. Sunt niște oameni care trebuie să aprobați, nu trebuie să faci noi cu tema. Da, și eu are. Și la bani și la duci la bani de acasă și la bani să plătesc, nu... Vreți? Nu. Dar să se poate, nu? Am început, eu am început cu și cu așa. Deci, mă, cred că ați văzut adresele de la finanțe de la Consiliul Județean, că putem să facem o comparație între bugetul de anul cu bugetul. Am avut 48.900
4.896,37 lei, adică 48-49 de miliarde. Anul acesta avem 62 de miliarde. 62-63 de miliarde. Aceste sume sunt mai mari. Ele, cu siguranță, au fost luate în calcul pentru a acoperi creșterile salariale care au fost, acordate atât în administrația publică cât și în, la școală. Și, cu siguranță, vor mai fi creșteri salariale, din câte am înțeles, odată cu noua legislație a salarizării unice, dar care se asigură, așa cum vă spuneam, funcționarea acestor instituții, ascundându-se cheltuiala de bază la școli, plus persoane cu handicap, copii cu nevoi speciale, etichete pentru grădiniță și alte, și alte legi. Aș face o radiogramă acestui buget. Veniturile proprii ale noastre, deci ceea ce încasăm din toate taxele pe care le avem la nivelul Comunei Nuvesc, la nivelul anului trecut, sumă care ar trebui încasată în, de către compartimentul venituri din cadrul primăriei, se ridică la 672, deci 6 miliarde de 6 miliarde, aproximativ 6 miliarde, bani care sunt banii ce se încasează din comunalitate. Restul sunt defalcările din TVA și echilibrările bugetare, care au venit conform adreselor pe care le aveți în dosarul de ședință. Dacă trebuie să defalcăm acești 6 miliarde, nu pot spune impozitul pe venit cont 0302, suma de 12,98 lei. Alte impozite de venit pe venit, profit și câștig din capital, persoane fizice, 3,29 lei. Impozit, venituri proprii din impozite și taxe locale, aici taxele pe teren, prin locuință, 2.242.75 lei. Alte taxe care mai sunt aici, pe la primărie, PMT-ul, nu mai știu exact ce sunt acolo, 83,41 lei. Pentru utilizarea bunurilor, asta este taxa care, taxa de salubritate, care avem 116.000 lei, care va trebui încasată de la populație. Venitul din proprietate, din concesionări, tot ceea ce avem noi concesionat, terenul pentru antena Orange, pentru antena nu știu care, RDS, sau ce mai avem concesionări, la valoare de 59.077.000 lei. Venitul din taxe administrative, 18.31.000 lei. Amenzi cu penalități în loc 70.38.000 lei. Și cam asta. Plus, subvențiile la bugetul de stat sunt banii pentru încălzirea locuinței, la valoare de 142.55.000 lei. La care, cum vă spuneam, sumele alocate din impozitul pe venit, ce se primește privind echilibrarea bugetului local, 1.242.000 lei, adică 12 miliarde, plus sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiului, contul 1102. Aici 42.278.000 lei. 42.780.000 lei. Aceste investiții, în total investiții, aceste sume fac un total de 6.270,17 lei, adică 62.700.000 lei. Care spuneam, comparativ cu anul trecut, unde am avut 48.960, anul ăsta este o evidență de 12.000 de lei, dar care le vom regăsi în următoarele cheltuieli. Deci aceste venituri au fost repartizate astfel, în contul 5102, care este tot ce înseamnă primărie, funcționarea primăriei, administrația locală, inclusiv acele indemnizații, nu sunt de pe care le ia Consiliul Local, 1.695.000 lei, din care cheltuielile de personal, salarizare și tot ceea ce ține de asta, 1.286.075.000 lei, adică 12
aproape 13 miliarde, și cheltuieli materiale de funcționare care intră, tot ce înseamnă întreținere, carburanți, piese de schimb, combustibil pentru lemn, iluminatul public de aici, calculatoare, reparații, tot ce, birotică și așa mai departe, poștă, telefon, fax, calculatoare. Am mai prins să mai achiziționăm niște scaune sau știu ce mai fie, mobilia sau ce mai e nevoie, un total de 408.000 lei. Din păcate, la investiții nu am prins nimic, deocamdată pe contul 58. Transfer din bugete locale pentru copii instituționalizați, în contul 5602, suma de 123.000, 1.230.000, asta înseamnă banii care trebuie să-i dea primăria pentru persoane cu probleme cu handicap, care le avem internate în diverse centre din țară. Aici mai avem și o datorie, suma de 123.000 aproape că nu acoperă anul ăsta, pentru că în fiecare lună trebuie să dăm undeva la 14.000 de lei pentru cele 10 persoane care sunt internate în astfel de centre. Deci, bolnavi mental care sunt internate, noi trebuie să-i ajutăm. Da, minori și major, bineînțeles, nu numai așa, care sunt pe lângă persoane cu handicap care le avem în comună, care le dedică acea indemnizație la primărie. Așa, ordine publică, adică SBSU, prins în ordine publică, aici avem prins banii, diferența asta pentru finalizarea SBSU-ului acolo, 37.74.000 lei, și alte cheltuieli materiale cu carburanți și ce ar mai fi nevoie la mașini de pompieri, undeva la 7.000 lei. Învățământul, contul 6502, aici suma este de, deci, mai bine de, sau dacă spunem, aproximativ jumătate din bugetul nostru, se duce la școală. Suma de 2736,9 lei, adică 27.800.000, dintre care cheltuieli de personal 23.900.000 lei, adică astea sunt salariile și ce au ei de încasat, cu sporul cu tot, plus cheltuieli materiale. La cheltuieli materiale, anul acesta am suplimentat și noi cu suma de 19.000 lei, adică 190 de milioane, reprezentând bani pentru transport, acei bani pentru navetă, și 53.000 de lei pentru lucrări de reabilitare a unor instituții de învățământ. Am început în prima fază cu grădinița de la Bălăneasa, nu știu dacă ați trecut acolo, da, unde în urma unui control celor de la DSP și DSP, cei care au fost acolo, ne-au dat o... au făcut un proces de fapt, un avertisment, să spunem că dacă în termen de 2 zile nu rezolvăm problema acelei grădinițe, care nu avea grup sanitar, nu avea niște probleme acolo și, în adevăr, sunt copii acolo, chiar dacă ei provin din domnul Bălăneasa, sunt copiii comunității noastre, sper să avem grijă de ei și am demarat această lucrare, am discutat cu domnul director, cu domnul Mijecama, și am alocat niște bani pentru finalizarea sau pentru construirea. De fapt, nu se construiește în interior, s-au amenajat într-o fostă sală de clasă, grupul sanitare, moderne, bineînțeles, cu fostă septică, s-a tras apă și totodată am făcut lucrări de reabilitare la acoperiș, au fost schimbate țigle și ceva lemn prin interior pe acolo, plus schimbarea geamul ăla, se va pune geam termopan la acea școală, pentru a aduce în parametrii în care să putem obține aviz de funcționare și să evităm niște sancțiuni, care ar putea fi destul de drastice pentru noi și să nu ne prezint un alt surprize. Pe lângă aceste lucrări, ar mai trebui la școală, la Poiana, măcar să reușim să izolăm acel perete care de râsul lumea a rămas neizolat acolo, dar cu siguranță pe viitor va trebui să mai punem niște sume la școală, dacă va mai fi o rectificare. Deci finalizăm acest plus că avem un referat din partea domnului director, avem probleme la școala de la Prăjoaia, cunosc asta de foarte mult timp, am mai încercat și anul trecut cu ce am mai făcut, plouă în școală. Deci acolo va trebui schimbată țigla de la școala de la Prăjoaia, un devizie estimativ, fără 5-600 de milioane, nu cred că putem să facem acea lucrare de la școala respectivă. Vedem, deocamdată, nu cred că vom avea posibilități, dar eu sper, pentru că lucrările acestea vor face în perioada
și acea problemă. Deci, cum v-am mai spus, am mai suplimentat, deci cu 53 plus 19, 72.000 de lei, care i-am mai suplimentat din, din bugetul nostru, pe lângă finanțarea de bază pe care o avea, o avea școala. Deci, cheltuim materialele aici, 318.000 de lei. La care se mai adaugă tichetele de grădiniță și copiii cu probleme, care primesc niște burse. Deci, acele tichete de grădiniță cu care se dau lunar pentru copilul până la 6 ani, 50 de lei, suma de 78.000 de lei. Deci, am asigurat pentru școală. Păi da, atunci acele două sume s-au dat, fac 78.000 de lei, bani pentru asigurarea banilor respective. La capitolul 67 este capitolul care probabil îl interesează și cu copa plăstică. Într-o mână, e consilier. Da. Aici avem cheltuieli de personal, în biblioteca, căminul cultural, plus alte plătări. Sărbătoarea comunei, deci nu trebuie să ne ascundem, pentru că și ea face parte de aici și este impusă la cheltuieli materiale. Și anume, mai avem un capitol pentru susținerea cultelor religioase. Ca urmare a solicitărilor pe care le-am înregistrat de-a lungul, cel puțin începutul acestui acestui an. Comparativ cu anul din urmă, când am alocat pentru susținerea cultelor o sumă destul de mică, aici fiind vorba doar de din totalul de 36.000, au fost acordate cele două sume care au fost acordate atât la biserica de la Privez, în construcție, de nu mai știu exact cum s-a dat anul trecut, avem factura, plus ce s-a dat la 160. Da, s-a dat la 160 plus 80 care s-a dat la biserica de la Stărina. La anul acesta, sumele sunt da, dar și solicitările sunt pe măsură. Așa cum am discutat și la ședințele data trecută și atunci când au fost preoții aici, în cadrul ședinței Consiliului Local, am încercat pe cât posibil să împărțim puținele paie, dacă putem să spunem așa, să cuprindem toată lumea. Deci vreau, nu vreau să vă ascund aici, avem solicitarea parohiei de la Poiana, care este susțită și de două facturi pro forma. Nu vreau să intru în discuții, chiar nu ne-am propus treaba asta. O parte din Consiliul Local, dintre consilieri, a studiat cererea care nu corespunde, să-i spunem așa, cu cerința pe care a avut-o părintele aici, ci este de 10 ori mai mare. Atunci am discutat despre o sumă și a fost stabilit o sumă. Eu așa am luat un calcul și... Dar merge, merge. Dacă merge, merge. Nu mai intrăm în discuție. Noi am prins în buget să acoperim promisiunea pe care am făcut-o. Avem solicitarea de la Libezi, avem solicitarea de la Bălămeasa, avem solicitarea de la Prăjoaia, de la Scăriga, dar avem și solicitări de la Biserica Romano-Catolică, da? Cel mai frumos. Care mi se pare... Cel mai corect. Da. Și dreptul. Fie dreptul. Așa am discutat noi la ultima ședință, am spus ca să nu creăm o... la nivelul comunității noastre, să creăm o... că deja s-a dus și către populație. Și oameni, dar și cu cei mai presus să ia? Deci nu și-au făcut biserică când trebuia. Noi, când am suferit noi, n-am suferit alții. Și așa mai departe. Noi vrem să fim, pentru că suntem reprezentanții cetățenilor și avem responsabilități, în funcție de suma pe care am putut-o prevedea în acest buget, am făcut niște alocări. Avem un total de 84.500 lei, adică 845 de milioane destinate susținerii cultelor anul acesta, în care trebuie să... pe care trebuie să îi împărțim. În funcție de solicitările pe care le-am făcut, eu am făcut o alocare, o să fac din nou împreună cu dumneavoastră aici, să începem cu biserica cea mai mare de aici, la Vives, unde, după părerea mea, am zis că ar fi bine să alocăm 25.000 de lei pentru prima fază. Urmând, ca în vară, dacă va mai fi o rectificare pozitivă, dacă mai putem contribui cu un motivat, cu ceva, să putem fi alături de biserică. La fel, asta este valabil pentru orice biserică. Deci 250 milioane.
La Orășa pentru că la viveză. La viveză. La Orășa, deci asta este viveză. La Orășa, pentru că părintele spunea că are nevoie de o centrală și voi ar trebui undeva o 6.000 de lei sau știu. Am adus acolo un 5.000 de lei. Poate vor fi 6, nu zic. Da? Da? După aceea, la Bolăneasa. Pentru că este biserica care nu prea mai dat de mult, am pus și acolo 10.000 de lei, așa este solicitarea părintelui. Da? Da? Avem solicitarea. Pentru ultima sută de metri. Adică, ca ultima sută, suntem la finalizare. 10.000 lei. Trecem așa cu vedere. La Poiana. Am primit factura pentru tablă, cum am discutat, nu este de 7.000 de lei, este de 82.500. Am acceptat-o așa, deci vă vom achita așa, deci 82.500 la... Mulțumim. La Poian. Nu trebuie să mulțumiți mie, dumneavoastră decideți aici. Nu, 8.000, 82.500. 8.250. La Prăjoaia, cum a cerut părintele? 6.500 de lei. Deci am rămas, ne-a adus și factură pro formă pentru acel proiect, pentru... Pictură, să nu știu ce vorbim. Da, așa. 6.500. La Prăjoaia? Nu, Prăjoaia. Și la Prăjoaia? 8.250. Da? Așa. La Scăriga, pentru că și ei au un proiect. Acum ar fi mai mare râsul. Și primar și viceprimar de acolo să chiar să nu dai, să se uite lumea că râși la noi, acum nu știu. Cum vezi dumneavoastră, am pus și acolo 10.000 de lei. Pentru că au un proiect și ei de pictura bisericii, care e cu 850 de milioane. Am zis că să putem să-i susținem, să-i susținem și pe aceea. Și au mai rămas diferența care a rămas, am zis să împărțim atât bisericii catolice de la Valea Rea, care are la fel aici o solicitare în care au niște lucrări acolo de reabilitare și prelungire a bisericii romano-catolice din Livez, Valea Rea, plus schimbarea șarpantei și acoperișului la Biserica Catolică de la Bălăneasă. Aveți și pentecostea la Valea Rea, dar și acolo din păcate, să știți că avem un consiliu, nu din păcate, din fericire, consiliul local are reprezentant al acelei biserici. Și omul a fost cu bun simț și chiar nu a făcut acolo. De data asta. Da, asta și nu a fost și eu așteaptă din inițiativa noastră să luăm o dată decizia și acordările. Și solicitare în momentul de față, au nevoie de un utilaj și manajez un bar. Și am promis un membru să deci diferența... Ținem cont, domnul primar, și bunicul meu ajută, tot pe din ăsta lor. Așa că trebuie să dați eu. Acum eu știu, este foarte puțin sau care nu corespunde priorităților și așteptării. 250 din Vezu și 50. Nu, am spus 50 la Orșa și cu 250 face 300. Vor fi în loc de 50, dar mai luăm din ăla, dacă cumva din centrală ai 60 de milioane. O altă problemă. Deci vreau să discutăm, domnilor consilieri, haideți să clarificăm situația asta. Eu vă spun ce am discutat și lucrurile astea sunt cunoscute și conform adreselor de la Curtea de Conturi și am discutat cu doamna contabilă. Să nu creadă cineva sau că banii ăștia îi luăm într-o punguță, îi ducem și îi predăm părintelui. Deci, facturi achităm contravaloarea cu justificare în spate, cu solicitarea care este din partea comitetului parohial sau a părintelui, nu putem să dăm banii cash, să-i numărăm la roata mașinii. Nu. Pentru că intrăm într-o altă discuție, într-o altă problemă. S-a comandat centrala. Să aducem acolo și nu mai proceda. De 250 de milioane vă hotărâți și vă trebuie. Să aduce factură, să... Mai e un lucru. Pe care trebuie să-l ordonăm noi. Pentru că banii ăștia sunt împărțiți pe trimestre. Nu i avem pe toți în trimestrul 1. Ne hotărâm. Trimestrul 1 prioritar începem cu părinții. Cu început lucrarea. Sau are nevoie, vine părinții, aduce factura, îi plătim așa, în trimestrul următor și încadrează ceilalți. Ca până la finalul acestui an,
să reușim. Că nu îi avem pe toți banii, ei sunt împărțiți pe trimestre. Acum, domnul fost vicepumar știe cum arată un buget și... Da? Eu zic că față din anii din urmă am făcut tot posibilul ca anul acesta să așezăm cât de cât și cu promisiunea că vom ține cont și pe viitor. Următoarele rectificări bugetare, dacă vor mai veni niște bani, ne ducem tot spre lucrarea asta mare la livez aici, pentru că aici sunt problemele cele mai multe. Așa, păi, am mai dorit, facem noi casă practicală, zic, facem de acolo, ne zicem și noi, mai mult să lucrăm. Haideți să ne gândim că avem, comunitatea asta are nevoie și de multe alte lucruri. Dacă le-am avea... Prioritatea publică, nu. La livez în caz, plouă. Biserica de la livez, ia mai biserică, din nou, mai dă râște. Băi, după ce stau cu biserică, mai tace din gură. Totuși, biserica de la nivel, să mă uit, am început cu teren, am dat teren, în fiecare an am fost aproape de ei și o să fim și de aici încolo. Adică, poate alții la rândul lor n-au beneficiat de niște facilități. S-au chinuit cum au fost, au cumpărat pământ de la oameni, au adus biserica, nu știu, pe unde, la Emencheș, au făcut o casare de sat. Sunt niște lucruri, mai cunoaștem și o istorie, mai citim, mai stăm și mai... Dar nici noi, nu faci tot din geaba la voi. Pentru copii acolo să se râne, să facă de la oameni. Aduceți și voi de la biserică. Să aduceți la biserică. Să-i gădeați. Da. Nu mai vreau să vedeți problema asta. Domnul consilier, când s-a luat discuții cu părinte și eu m-am arătat ceva. Nu se mai... Am înțeles. Dacă făceam o societate comercială și lucram cu primăria, eram, nu mai eram în așa. O crește numele, domnul primar. Da? E mă mai. Dar și cum numele. Și-o fac cu și eu, da. Dacă el face, el își cașează. I-am văzut să-i urmă, dacă el nu te-a făcut. Da, ce nu-i făcut? El îi face el de cum el. Bun, așa. Bun, așa? Da, cum el. Bun, pe bun. Și da? Da, da. Ai rest cu partea peste. Să mai întâmplă, domnule. Dacă mergi, mergi. Dacă găsești, eu mai mult. Așa e mare. Da, și mai avem, mai avem câteva capitole. Știu care seama asta. Capitolul 9, locuințe, servicii, dezvoltare publică, 7002. Aici unde avem celelalte cheltuieli pe care le avem, iluminat public, alimentare cu apă. Mi-aș dori aici și cred că dacă, poate și dumneavoastră, nu știu dacă ați trecut seara prin fața primăriei pe aici, avem niște monstre de noi, de astea de iluminat public. Parcă mă râd așa și cred că și dumneavoastră când trecem prin Bursărești și vedem că totuși iluminat altfel față de comuna noastră, ar fi bine să ne dorim și noi să facem. Noi am pus în fața primăriei, avem niște monstre montate de către o firmă, să reușim măcar la strada principală anul ăsta să schimbăm iluminatul public. Cu lumina dintre asta pe bază de LED, care, după spusele celor care lucrează cu așa ceva, reduc la jumătate la consumul. Da? Și, într-adevăr, este poate o... Diferența este cifră. Domnul primar, dar cine a dat exemplu să vă interesați de ăștia care au făcut peste deal aici la noi, spre Sfântul Grigorie, partea, proiectul ăla cu... Solare, la Solare, la Mărginieni, spuneți. Este un proiect, am discutat despre asta, este un proiect obținut pe fonduri europene, dar un proiect foarte mare. Da, și, destul, dar măcar limpează, nu m-ați interesat. Nu știu ce să vă spun, nu m-am interesat. Dar ăsta de la Bursărești, de aici, dar încercăm, am încercat deja, am strâns niște oferte, avem niște oferte mai bune. Când apare prima dată cu o noutate, apar și cu prețul mare. Am început băieți să ne iasă din preț și stăm la pântă până când vom... Te mai zau 600 de miserie, din papirii. Da, că băieți, și mai mișoare, ce face cu... Deci aici, la capitolul ăsta, am prins și o astfel de, să zicem așa, investiții în care să schimbăm, am numărat aici, că 126 de lămpi, ar fi aproape că din stâlp în stâlp, de la intrare din stâlpul Gil și până la ieșire din Orșa, în special la drumul principal. Să ne gândim la asta. Foarte bine. Și dacă putem să o facem, foarte bine. Da, plus alte cheltuieli care le avem la acest capitol, cu Adisul, cu... salubritatea, de tot din acest cont.
vor fi plătite la protecția mediului, vor fi achitate sumele, care sper eu să fie anul acesta să ne acopere, să nu mai fim nevoiți că la sfârșitul anului să punem bani din altă parte să plătim salubritate. Deja să știți că la începutul anului 2017, în cele 3 luni, se simte o diferență foarte, foarte mare în ceea ce înseamnă încasarea la salubritate, a sumelor la salubritate. Sper eu că dacă vom continua așa, să nu mai avem probleme în ceea ce privește încasările și plata către, către adiție. Acum să dea Dumnezeu ca la fel să meargă în toate comunitățile, că deja contractul cu Rompestul la nivel de adis cărție, suntem în perioada de notificare de 90 zile, în care s-ar putea să rezilieze contractul. Dacă se rezilia contractul pe județul Bacău, am cam dat-o în bară toți. Tot județul, toată comună. Una, rămânem cu gunoiul, doi la mână cu niște cheltuieli, cu niște cheltuieli pentru implementarea proiectului, pentru că ăștia au făcut niște cheltuieli când au venit aici, în baza contractului pe care l-a semnat adisul în numele nostru, tuturor. S-ar putea să ne trezăm cu... Bun, ne las o mașină de gunoi, noi trebuie să dăm niște bani. La... Dar e nasol. Sper ca negociatorii... Da, bun venit domnului viceprimar, care i-au dat instruit cât de, cât de bine instruit. Da, are și tipul, normal. Dar nu e bine încă. Nu, am. Am lăsat o mașină să... Da. Și la capitolul de drumuri, 8402, aici avem, v-am spus, am prins la investiții, aici sunt cofinanțările pe, pe proiectul de modernizare drumului, adică dirigentare, șantier și ce bani trebuie să mai punem acolo, până la finalizarea acestei lucrări, și cheltuieli materiale, adică bunuri și servicii, 140-50.000 lei. Aici sunt reparații, ceea ce mai putem face fără proiecte de investiții. Nu sunt bani la, la investiții. Așa cum vă spuneam, eventuale bani de investiții să regăsesc în excedentul bugetar de aproape 3 miliarde, care îl vom folosi în funcție de prioritățile și de nevoile pe care le, le vom avea în viitorul apropiat. Cam asta este defalcarea bugetului pe anul ăsta. Eu am spus așa, mai cu cuvintele mele, nu am reprodus exact ce, ce a fost scris de către, și asumat de către compartimentul de specialitate, contabil, venit și așa mai departe. Zic eu că este un buget cât de cât care corespunde, corespunde realității și priorităților noastre de la nivel de comun. Drept urmare, supun spre aprobare aprobarea acestui, acestui buget. Întrebarea și după aceea, întreabă înainte sau... Comisie. Comisie, da? Dar vă spui două întrebări pentru detalierea proiectului. Comisie pentru validare. Comisia 1. Domnilor, dar am cerut cuvântul de 7-8 ori. Nu mă vedeți? Uitați, mă ridică picioare. Am cerut cuvântul la acest subiect. Domnul președinte. Da, domnul președinte. Vă rog, domnule. Vă rog să-mi dați cuvântul. Și eu. Trecem la vot, dar nu discutăm miezul problemei. Domnilor, încă de data trecută, când am discutat despre capitolul finanțarea bisericilor, a cultelor, am pus problema priorităților. Eu consider și cred că și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Știți, sunteți sigur că este adevărat. Biserica în care plouă, aceea este prioritară. La toate trebuie bani. Eu susțin bani pentru toate, dar să umblăm cu prioritatea priorităților întâi. Și dacă acești bani care sunt posibil pentru culte. Fac o paranteză. Cine fuge după mai mulți euro, nu prinde niciunul. Noi dăm cu polonicul câțiva lei la unul, câțiva mii la unul, câțiva mii la unul și n-am făcut nimic. Plouă în toate, în continuare. De aceea, consider că este necesar să se înțeleagă și stimații preoți între ei ca să spună, măi frate, atâta bani are comuna, atâta ne dă. Nu, domnul primar, lasă-mă pe mine cu prioritate să ne acopăr, sau tu că ai gaură, să ai bloc, da? Și data viitoare, renunți-o și faci tu. Adică să acoperim ceea ce se demolează, domn primar. Plouă, intră apa în cărămizi.
am fost acolo. În viață se sfară, mă. Nu este corect. Acum, sigur, atâta poate primăria, atâta poate bugetul anul ăsta. Vor mai fi, rectificări. Se pot face, fac întâi o lucrare, o fac și pe cealaltă când mai este. Dar nu toate grămadă că nu iese nimic. Asta este propunerea mea, care a fost încă de data trecută propusă. Și dacă considerați că este corect, o aplicați. Dacă nu, respingeți-o. Eu îmi fac datoria în calitate de consilier care am probleme de culte în comisia mea cu cei 5 membri ai Consiliului Local. Vă mulțumesc! Dacă consilier Lungu a ridicat o problemă, nu este necunoscută, nu am mai discutat despre lucrul ăsta. Din păcate, comunitățile sunt de sine stătătoare, fiecare sat are preotul și biserica lui și prioritățile și dorințele fiecare. Așa cum spuneți dumneavoastră că ar trebui preot să hotărească, nu știu dacă... Vrea, nu se poate. Ați văzut că nu a cedat de ce? Problema este, nu vine numai de la ei. De ce n-ar ceda prea fericitul Daniel, să presupunem aici, să nu le mai ceară preoților de la noi din comună bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului, să-i lesă cu puținul care l-au să-l investească în biserica lor acolo. De ce l-ar obliga pe Părintele Costică să cumpere nu știu câte lumânări cu nu știu ce preț sau să le vândă sau să-l lesă să se dezvolte, să se dezvolte singur. Și de abia după aceea, când ajunge la o dezvoltare corectă, să avem toți, dăm și la alții. Atâta timp cât eu sunt cu biserică în construcții și tu mă obligi să dau bani pentru aia mare care e subvenționată din statul României, guvern, deci nu mi se pare corect. Așa și aici. Se aplică până jos. Oamenii au și ei ambiții lor. Sătenii au și ei ambiții. Dom'le, hai să facem și noi. Acum noi, primăria, suntem un partener al lor. Suntem reprezentanții comunității. Comunitatea apelează la noi să dăm și noi ceva. Dar bisericile nu sunt ale primăriei, nu sunt ale noastre. Sunt ale comunității de acolo. Și oamenii, după părerea mea, trebuie și ei implicați. Și exemple sunt. Bălăneasa și-a făcut pictura de 1 miliard și ceva. E primul ajutor pe care el aprobăm azi aici. Sau alte și alte sate. La fel. Și părintele nu se bazează numai pe noi, cu siguranță. Au fost plecat în Italia după bani pentru biserica asta. Apelează în continuare la comunitate. De asta, dacă s-ar înțelege de sus, de acolo, să-i lese și pe ei altfel, să aplice o altfel de politică, cu siguranță până jos aici ar ajunge și atunci s-ar înțelege și ei. Dar când de acolo îl obligă, aici există o concurență la fel, că până la urmă oamenii, cred că jocul ăsta are un interes, cred ce spun, dacă nu faci, tu mâine îi lasă că vin pun pe altul care face, că am mai trăit momente de asta și părintele știe că am trebuit să mă întâlnesc cu alt preot care se dusese cu alte promisiuni. Și amenința cu destituirea. Păi eu ce vă spun? Și am spus, părinte, n-ai ce căuta la Alivesi, nu crezi că acolo scânii cu colaci în coadă. Dacă matale vii cu 30 miliarde să faci biserica, asta vină. El când a fost așa, crezi că îi fac eu biserica prin noi. Și el vine numai să slujească noi. Păi nu, așa avem preot. Lasă preotul care e. Cam asta este ceea ce vă pot spune eu vis-a-vis de problema dumneavoastră. Eu zic să mergem în stilul ăsta, cum putem să ajutăm fiecare, că na, fiecare comunitate are nevoie de... Da. Și-o nu știu ce referență, adică s-o calcula, nu știu. De la protecția mea, 174.02, nu înțeleg ce înseamnă cu cheltuiesc de material. Păi acolo sunt banii din contul ăsta plătim salubritate. Acolo sunt banii la salubritate. Deci 163.000 aici sunt banii de la salubritate. Da. Plus cotizația care dă la ADIS, ADIM și cotizația de la GAL. Aici este introdus în contul 7402 la care avem și salariați. Avem o parte din salariați care nu sunt în aparatul, sunt în aparat, dar sunt în compartimentul protecționist, sunt plătiți la cheltuie salariați. Deci banii de 163.001.630 reprezintă ceea ce încasăm aproximativ 130 de miliarde care trebuie să încasăm de la noi și ai calități, de acolo și plătiți. Aici vreau să știu să plătești taxa de datul de aici. Da, dar ăștia sunt bani pe care noi trebuie să-i spunem. Adică noi îi dăm prima dată.
face. Este o prognozare că de bani ăștia va merge în boie ca să îi strângem, trebuie să-i strângem. Trebuie să ne promotăm. Cum am mai făcut. Păi dăm din fondul nostru, de aici, noi am prins. Noi nu dăm bani, domnul Slujiu. Știți că ăsta sunt prevăzut. Toți din casă. Aici în casă, noi ducem în fondul ăsta. Cam de atâția bani am văzut. Ce cum are în casă? În casă, în casă, în casă. Ajută din casă de tot. Încălzează de la un... Dar nu încălzează tot Italia. Da, băi, dar... Italia e din altă parte și da. Italia trebuie să facem rectificare la un plan de tunal cu 85 milioane. Nu mai facem rectificare din buget, că i-avem. Dar noi avem, domnul, i-avem prins. I-avem prins, dar nu i-avem buget. Sunt prins aici, dar nu i-avem. Nu i-avem buget. Trebuie să încasăm. Nu i-avem vizit. Nu i-avem vizit. Trebuie să încasăm, deci. Știu cum sunt cartea anului, trebuie să încasăm. O să ajungem noi. Plătim noi pentru acela, dacă tot plătim. Nu plătim acum. Deocamdată nu plătim. Deocamdată este lumina. Am încasat. În momentul de față am încasat, avem bani și pentru plata în următoarea lună. Deci la ceea ce am încasat. Deci este pentru prima dată când încasăm, am încasat mai mult decât, decât am cheltuit cu salubritatea asta. Adică avem asigurat și banii pentru luna următoare. Da, sperăm să mergem în ritmul ăsta, nu ne blocăm la urmă. Ce problemă? Când vrem prima, nu o să facem nimic. Ne dăm la voi, vrem abonații. Da, încep să-și plătească, da. Plătească, nu-și plătești tu, dacă nu, îi dați-o și mă, să-l dați-o și mă, domnul Sfântul, noi trebuie să-i avem prins. Noi trebuie să-i avem prins la capitolul ăsta. I-am prins, dar i-am votat. Ca și, ca și sumă, i-avem, ca și sumă total, dar nu-i avem în casa asta. Dacă nu atinge prins, din suma mare, care să te duce, nu-i prins, n-ar fi din casa lui, dar din suma mare, deci, iar casa lui, casa, să-i dați mare acolo. Suma mare a bugetului este alcătuită, cum vă spuneam, și din 6 miliarde care trebuie să-i încasăm noi. Ei, suma asta care este prinsă la capitol face parte din cei 6 miliarde care sunt banii noștri. Nu am pus din suma. Nu, 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 Comisia numărul 2. Nu poți împărinti, că avem o ordine. Să plătesc. Comisia numărul 2. Încă nu ai bani. Stai mersit. Nu, nu, nu. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 3, aviz favorabil. Da, să punem la vădă. Cine este pentru, vă rog, frumos? Este cineva împotrivă? Am întrebat, deci... Am spus un pic cu abținere. O abținere. La punctul ăsta, deci numai atâta. La punctul ăsta. La punctul ăla. Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. Cu 14, cu 13 votul PNL. Și o abținere. Nu, deci nu vreau, dar nu vreau glume de genul ăsta. Iar spune la ședința următoare că Surugiu nu e de acord cu procesul verbal. La ședință de iar n-am scris domnul Surugiu cum trebuie. Dumneavoastră sunteți, ori sunteți de acord prin întreg proiectul de hotărâre, ori nu. De acord, dar atunci îmi spuneți mie ce să scriu aici, că eu nu știu așa ceva. Iar ședința următoare o să scriu ce vreau. Cu mențiunea pentru XP, sau care e acolo. Domnul secretar, dați-mi o explicație. Ce înseamnă explicația asta aici? Cheltuie materiale. Asta vă dă... Deci aici ori plătim la asociații, ori cheltuie materiale. Explicația vă dă. Atunci mă abțin. Cine a întocmit raportul compartimentului de specialitate? Eu nu pot să vă dau eu pe asta. E destul de înțeles, domnule, cheltuială materială înseamnă și prestarea de servicii. Ăștia prestează de servicii. Asta este simt ca să și pune bugetul mare. Asta înseamnă că dar nu pot, eu fac buget separat. Spune-mi dacă sunt nimic. Domnul Surugiu, nu avem serviciu separat care se ocupă de ăla. Deci, ăla sunt la taxă și cum pot, trebuie să încasa de banii. Păi da, domnule, și ce să plătim? Dar trebuie să-i apropie și un buget, ca și suma aici, că altfel nu poate deschide credit pentru capitolul ăsta. Asta, de ce nu ați văzut? Dar nu vreau să fie material și vreau altceva. Văd că eu fie material. Cotizația, să mă rog, cotizația. Aici, odată cu impozitul, spate și cu noi. De asta sunt consilierul. Oamenii au făcut
n-am înțeles, știți? Toată lumea plătește cu noi. Ai mai spune și noi să te blocau. Da, da. În campanie electorale se mai spune așa ceva. Da. Nu ești obligat. Bă, dar ei acum se e obligat. Da. Eu am spus și ați văzut. Eu am spus de el, da, da. Că spunea că dacă nu ia cu el, nu mai plătește cu noi. Acum plătește. Dar n-am luat cu el. Vedeți, mai fost o ei pe tine. Acum, ce s-a? Acum am făcut din nou. Comandă, vă sunt cu el. Domnul primar, pot adăuga eu. De asta sunt păsirii locale și mai înveți oameni. Nu iei bani degeaba, zice că vrea să mărească și indemnizație. E corect. Treci dacă vă zic că. A, deci domnul, cu zilea, cu zilea, cu zilea. Eu nu priu, eu vreau să faci cap, e prea mult. Da, mai da, da, insist. Ai spus, să pot să da. Da, 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 da. Deci, vă vrea să-i vorbă de treabă. Lasă-mă, domnul. Eu vreau să întreb așa, pentru, deci noi trebuie să aducem hârtii pentru banii care ne-i alocați, să aducem acte. Facturi. Și am de ce trebuie să facem 3 roți de acte și apoi să ne dați banii. Bun, ca să știu. Nu așa. Deci la momentul în care vă duceți, dar noi am mai colat. Am mai colat. Aveți nevoie de fier. De fierul facem factura direct cu primării. Așa. Deci așa. Deci rămâne ca cum am făcut șapoara. Am făcut șapoara cu lemn, cu scândă. Dar bun, asta am vrut să fac frecizarea asta, ca să știu ce am zis și eu, după aia de la tal, pentru că noi, cum am spus, cu toate că ele sunt separate, dar noi colaborăm. Să fac o chestie separată. Din partea mea, poți să te veniți cu factură pe el, nu să-i plătim noi munca lui ăla. Dacă ne faci factură direct, privat, și justifică cu situații de lucrări. Da, da, dar avem dirigenți de șantier și dirigenți de șantier ne face situații de lucrări, nu? Da. Avem dirigenți de șantier și el ne face situații de lucrări. Da. Și putem să facem ce situații de lucrări. Da, da, da. Factura s-o facă, dăm datele primării. Așa. Da, asta nu va face așa. Și noi după aceea facem predarea către dumneavoastră. Bun, dacă sunt materiale, facem mir cu bol de consum. Deci, vă spunea că nu mă pot la valideși. Am înțeles, am înțeles. Așa, dar... Deci trebuie să mai stau pentru aprobare? Nu, 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 așa să vă dați privați. Deci s-o vota pentru ce aveți. Deci eu nu am văzut. Eu vă mulțumesc și mulțumesc de asta, pe la fără din cealaltă. Hai, în lumele astea și eu. Rugați-vă și pentru noi. Rugați-vă pentru noi. Să nu uitați că v-am împomenit pe toți. Eusebiu cu familia, Johnny cu familia, Sorin cu familia, Adela Pica cu familia care e în locul lui domnul Ienea, și așa mai departe. Cu toate v-am spus exact, cu omenicul de la biserică la voastră. Sănătate. Ăștia care au votat, nu? La altă biserică. Este frate de ea. Nu am treabă cu nimeni la. Oare să nu treabă de ea. Votați pe oameni bun, ca să toți cu bună rămas, cu celul. V-am să mă pui la zărbă și cu dumneavoastră. S-a dat până la zără ce unii. Cine l-a fost? Mă pe la zără ce unii. Domnul președinte, n-am spus mai adăugat ceva. N-am înțeles fondul ăsta de excepție de 2-3 miliarde. E mai... Spun, mă, da, mai facem o ședință. Ce facem cu bani? În momentul în care de ce ne facem o bani? Iar ăia avem, ăia avem. Ăia avem, mai nu umblăm aici. Ăia să mă mai mai conferești. Calamități, apă, da? Sau facem plin la investiții, la vreau să știu, dar o să la investiții, cred investiții. Ne investim la un proiect de asta. Dacă identificăm un proiect, unde avem un proiect de 3 miliarde. E investiții, mă da. Știți ce s-au investit? De asta, nu am înțeles că vă duc. Nu i-am dus toate pe capitol. Aveam niște investiții. Aveam un proiect. Ce știți, am trecut la amenajarea incinte și nu știu. Nu l-am blocat. Dacă blocăm banii acolo, să fie mai greu să mai iei organizații. De asta am zis. Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind decontarea de către ATIC Bacău către SCE compania Impress SA la tariful unic de 317,73 euro în tonă, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Domnul primar, aveți? Da. Este un proiect la care noi am mai... L-am mai supus odată, dar era perioada aia ferbinte de anul trecut, când era campania electorală. Și, din păcate, cu toate că suntem membri în comitetul director, suntem, spre rușinea noastră, una dintre comunele care n-am aprobat acel proiect de hotărâre. Deci mai sunt vreo 15 comune care urmează să le aprobe. Și cred că astăzi, care mai au le aprobă toți.
Adică despre ce e vorba? Trebuie să singuri să mai facem cu ceva ca să stopăm cumva rezilierea contractului cu Rompest. Pentru că suntem în pericolul de a se rezilia contractul cu Rompest, suntem în notificarea de 90 de zile pe care o dată. Și unul dintre motivii este și acest motiv. Adică oamenii când au licitat, au licitat într-un anumit fel. Adică gunoiul de la Onești, de exemplu, trebuia să-l ducă la Onești, la stația de sortare, nu trebuia să-l ducă până la Bacău. Dar datorită faptului că e blocată licitația, s-au contestat firmele care e așa, nu s-au dat drumul încă la stația de sortare. Și oamenii gunoiul de la Onești îl duce la rampă de la Bacău. Pentru faptul că îl ducea de la Onești, nu plătea cum plătesc celălalt care-s mai îndepărtat sau chiar noi de la țară, 317 tonă. Da. Nu noi plătim, noi dăm adisul, adisul dă bani acolo. Și atunci a zis, domnule, dar nu mi se pare corect, eu am 100 de kilometri în plus zilnic, să locuiesc cu cheltuielile, domnule. Pe perioada asta de tranziție, până când se pune la pompea, aprobați-mi și de la orașii să duc cu același tarif, cu 317, ca să mai scot din cheltuielile, să mai amortizez. Deci pentru asta este, nu ne afectează pe noi, nu crește tariful, nici la voastră. Dacă ați fost atenți acolo, cuvântul, că eu am sunat la adres și am întrebat, domnule, deși ori municipale, deci, au vorbit, deci, domnule, municipale, da, da, adică gunoiul de la municipi să ajungă la rampă, dar cu prețul ăsta. Eu am sunat, pentru că era, dacă era domnule și cu deci proiectul de hotărâre sună... Deci proiectul de hotărâre privind decotarea de către ADIS, către SECE, compania Rompesta, tarifului unic de 37,35. Fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din Bacău. Deci, clar, se aprobă articolul 1, se aprobă decontarea de către ADIS, către compania Rompest, la tariful de 317,73 RON, tonă, fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Articolul 2, prezenta hotărârii se comunică primarului, asociației ADIS, prefectului și va fi adusă la cunoștință publică și publică în condițiile legii. Prin urmare, comisie. Mulțumim, domnul primar. Comisia specialitatea. Avizează favorabil. Nero, ce numai voi? Domnul Lungu, avizează. Mulțumim, domnule. Supune la vot. Cine este pentru? Toți. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. 14 voturi pentru. Pentru, da. Aprobat. Da, cam asta. Ședința la sfârșit sau nu știu ședința? Ședința e încheiată. Închei ședința? Nu e încheiată, încă nu a declarat închisă. A, văzut! Da, spune domnul. Da, să încheia ședința? Da, după cum observă... Avea, are domnul. După cum observă, dau așa. Noi avem treabă de multă vreme și o să avem multă vreme treabă cu gunoiul. Problema asta nu se soluționează nici din noi, nici de Rompest. Pentru că dacă ne uităm la un depozit acolo, majoritatea, dacă nu 99% din gunoaiele, ambalajele alea, provin din comerț. Adică pungi, peturi, conserve. Consumate de cine? Consumate de cine? Da, bun. Problema ar fi următoarea, ca să soluționeze. La nivel de Parlament, cei care sunt în materie, în competenți, ar trebui să facă o lege, cum este în Suedia, așa, nu, în Elveția, așa, care să interzică prin lege fabricarea ambalajelor din materiale plastice. Toate ambalajele să fie făcute din materiale perisabile în 30 de zile, cum e acolo, că dacă se întâmplă că o scapă cineva din mers și rămâne, aia în 30 de zile s-o termină. Nu mai este gunoi. Iar conservele care automat trebuie să fie din material de tavă, asta se pot recicla, se pot retopi, se pot reface. Deci problema gunoaielor ne va da de cap, nu numai nouă, ci la toată România, și nu se va soluționa decât atunci când Parlamentul va emite o lege de interzicere fabricanților a materialelor pentru ambalaje din materiale plastice. Mulțumesc! Domnul primar, explicați-mi domnul Costi.
dacă ridicați problema asta, domnul secretar, dacă ridicați problema asta, domnul Lungu, vreau să vă anunț că în următoarea perioadă, și aici trebuie să facem din nou apel și la dumneavoastră și la cetățeni, va începe colectarea selectivă la noi. Vor fi amplasate în următoarea perioadă containere pentru colectarea selectivă. Nu va fi dată cu bel la fiecare cetățean, ci va fi, vor fi puncte de fiecare țară. Domnul trebuie să lucrați de cu cartonul și așa mai departe. O să fie foarte greu. 3. Selectarea colectivă de la casă, nu de la casă, va veni timpul în care angajatul de la Rompres se uită în cubelă și dacă ai plastic ușoare acolo, nu-ți mai ia cubelă. Ne va trebui 3 cubele, domn primar. Dar vin 3 mașini sau le ia din cubelă 1, 2, 3? Nu, dar nu văd în cubelă, n-ați înțeles. Vor fi amplasate în diverse puncte containere speciale. Noi te duci cu cubelă și apoi acolo, nu-ți dă cubelă la mașină. Da. Domnul primar, dar atunci dacă noi facem selecționarea, trebuie să ne scadă din asta, că e deși că bani și tare mașină. Bani și tare mașină. Bani și tare mașină. Vreau să-ți arăt în Brusel. Domnul președinte, da, nu mai are. E Brusel. Domnul președinte, dar de IBAN ne-ai plicit ce vreau. Păi de IBAN.